Ei, salutare, dragi iubitori de plante! Eu sunt Carly Marian, iar în episodul de astăzi vreau să-ți vorbesc despre o plantă care este capabilă să facă mai multe flori decât frunze. Da, este adevărat, este vorba despre campanula. Trebuie să știi de la bun început că este o plantă care e capabilă să facă flori din primăvară până toamna târziu. Evident, pentru acest lucru să știi că are nevoie de un aplasament luminos, de asemenea o expoziție estică sau vestică, iar prii foarte bine. De asemenea, trebuie ferită un pic de curenți de aer, dar în același timp să aibă tot timpul un aer primenit. Se simte foarte bine în exterior, dar poate fi ținută și în balcon, în interior. În ceea ce privește udarea, să știi că trebuie menținut pe tot parcursul sezonului cald, pământul reavă în ușor umed. Asta înseamnă că va trebui udată la 2-3 zile sau atunci când este foarte cald, aproape în fiecare zi. În ceea ce privește temperatura, să știi că nu prea preferă temperaturile prea ridicate. E bine să o protejezi în perioadele cu soare torid, cu temperatură prea ridicată, să o pui undeva mai la umbră, astfel încât să aibă un maxim de 23-24 de grade Celsius. Evident, pentru a nu avea probleme în ceea ce privește biologia și sănătatea plantei, este bine ca udarea să nu o faci niciodată pe sus, adică să torni apă pe deasupra florilor. Pentru că având un frunziș extrem de bogat și foarte bine compactat, se menține foarte mult timp umiditatea în interior și există riscul apariției bolilor. Efectiv, vei vedea că planta va începe să mucegăiască. Recomandarea mea este să aplici o udare prin absorpție, fie printr-o farfurioară, fie printr-un port ghiveci, sau efectiv să încerci să uzi cu grijă, ridicând frunzele în sus, pe marginea ghiveciului, direct pe sol. Pentru a avea și o înflorire bogată și evident eșalonată pe toată perioada pe care ți-am menționat-o, este important să o susții cu un fertilizant, special pentru plantele decorative prin flori. Este bine să-l aplici bilunar din martie până în octombrie, când ne oprim, pentru a lăsa planta să se pregătească pentru repaus. Pentru că este nevoie să o aducem undeva în interior pe la sfârșitul toamnei, să o tundem undeva la 10-15 cm față de nivelul solului, să apânăm solul și să o aducem la o temperatură ușor mai scăzută. Adică dacă îi putem oferi 10-15 grade, va fi perfect pentru ea, astfel încât să stea într-un ușor repaus. Evident că și udările le rărim, asta înseamnă că udăm o dată la 7-10 zile, după ce verificăm în prealabil solul să fie uscat. Așadar, va sta în perioada de repaus până în primăvară, când îți recomand să îi schimbi ghiveciul, să adaugi pământ proaspăt. Atunci este momentul în care pot face și separarea plantei, o poți diviza pentru a forma mai multe plante. Poți începe un program regulat de udare, de fertilizare, iar planta efectiv va renaște și va începe în curând să formeze și bobocii cu florile extrem de spectaculoase. Trebuie să menționez faptul că în perioada de vară, când temperaturile sunt mai ridicate și dacă aerul este uscat și stagnant, există riscul să fie afectată de păianjenul roșu. În această situație să știi că scap destul de greu, cel mai indicat este să tunzi planta cât mai scurt, să o tratezi cu un acaricid și să aștepți ca planta să se refacă. Deci mare atenție ca planta să nu stea într-un aer prea uscat și cu aer stagnant. În grădină, în perioada de sfârșit de toamnă trebuie și atunsă, cât mai scurt, aproape de nivelul solului și mușuruită cu frunze, astfel încât să fie protejată de înghețurile iernii. Sper ca informațiile mele să-ți fie de real folos, te poți bucura de un asemenea MOV tot timpul anului. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube, să activezi clopoțelul și să ne revedem data viitoare cu noi informații despre plante.